Salutare dragii mei și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi, ca să sărbătorim și noi 1 decembrie, o vom face cu o picturică, pentru că fix astăzi, când eu acest clip îl postez, 1 decembrie, e ziua României și vreau să vă spun cu ocazia asta la mulți ani România, la mulți ani români și la mulți ani nouă tuturor. O să fac o picturică siluetă simplă, o să fac așa un fundal, ca un cer, în culorile tricolorului nostru și apoi o să fac un soldat, siluetă, cu un steag, tot la fel, cu tricolorul nostru ridicat cu mândrie în aer. Sper să vă placă și dacă vi se pare complicat și nu puteți să faceți soldățelul, puteți pur și simplu să faceți dacă steagul înfipt în pământ. Așa. Pictez folosind culori acrilice, am un carton pânzat ca suport de pictură pe care pictez de dimensiune 24x30 cm, diluiesc apă când e nevoie și pensulele pe care le folosesc sunt pensule din păr sintetic. Mai întâi încep partea de jos, vedeți, cu un roșu, ușor-ușor adaug un pic de alb, apoi adaug un pic de alb cu galben și fac tranziția între alb cu galben și mixul de alb cu roșu. Lucrez pe zona aceea de graniță ca să fac și trebuie să ne mișcăm repede pentru că acrilica se usucă destul de repede. Apoi ștergem pensula și punem galbenul, apoi ștergem iarăși pensula și punem galben cu alb și apoi ștergem iarăși pensula și punem albastru cu alb și lucrăm pe tranziția între galben-alb și albastru cu alb și apoi, după ce ștergem iarăși pensula, punem albastru pur. După care vom lăsa să usuce picturica. Vom desena, dacă vrem să faceți soldățelul, îl schițăm mai întâi un pic în creionaș, dacă nu faceți decât steagul, cum vreți voi, și apoi vom picta cu negru silueta, pământul, soldățelul și steagul, și steagul propriu-zis o să-l pictăm mai întâi cu alb, o să blocăm culoarea de pe fundal cu un strat 2 de alb și după ce se va fi uscat albul, putem să îl pictăm și pe el în culorile tricolorului. Cam asta e picturica de astăzi, picturica simplă, o picturica pentru ziua României, sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să apăsați butonașul de like, mă ajută foarte mult și mă bucur foarte mult când văd acolo susținerea voastră, iar dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos. Eu am fost Albert, încă o dată vă urez la mulți ani români, la mulți ani România, spor la picturit și vizionare plăcută!
Thank you.